Campania Se caută campioni se va desfășura pe parcursul a 30 de zile și va implica școlile din municipiul Târgoviște, după care se va extinde și în județ. Clubul sportiv a demarat acest proiect în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean pentru a determina tinerii să participe la activități sportive sau chiar să practice un sport de performanță. Este vorba de campania Se caută campioni, care va fi demarată începând din aceste zile de către noi, Clubul Sportiv Târgoviște, prin antrenorii de la secțiile clubului nostru. Această campanie se va desfășura în prima fază în școlile și instituțiile educaționale din Târgoviște, din municipiul Târgoviște, după care ne vom extinde puțin și vom merge și în școlile din mediul rural, din județul Dâmbovița, pentru că, după cum bine cunoașteți, foarte mulți campioni importanți ai României provin din mediul rural și atunci am vrut să atacăm și această zonă a mediului rural. Campania se va desfășura pe parcursul a 30 de zile. Sper ca și colegii mei, profesorii de educație fizică din școli, să vină aproape de campania noastră și să ne sprijine prin a sta de vorbă cu părinții și copiii care vor să facă sport. Iar ideea principală pe care am mers este aceea de a încuraja copiii să vină către mișcare, către sport, către sport de mare performanță. Și tocmai de aceea am hotărât să trimitem pe colegii noștri antrenori, cei care lucrează mare performanță, să stea de vorbă cu ei și să le spună ceea ce înseamnă mare performanță, care sunt beneficiile atunci când faci sport și care pot fi câștigurile atunci când faci sport de mare performanță. Un factor important în selecția copiilor va fi vârsta. În acest proiect se pot înscrie cei care au peste 10 ani, nefiind impusă o limită de vârstă, doritorii putând fi inclusiv studenți. De asemenea, clubul sportiv suportă toate cheltuielile în vederea realizării acestui demers, ceea ce înseamnă că elevii nu vor fi nevoiți să plătească pentru a practica un sport de performanță. Toată activitatea noastră nu înseamnă nicio cheltuială din partea copiilor. Deci clubul sportiv suportă absolut tot ce înseamnă pregătirea acestor copii. Acesta este primul aspect. Și al doilea aspect foarte important pe care domnul inspector școlar general l-a atins este acela că, și e și punctul meu de vedere, dacă vreți, ca unul care a lucrat suficient de mult în ceea ce înseamnă sport la toate nivelurile, este că în viitorul foarte apropiat tot ce înseamnă sport până în jurul vârstei de 14 ani se va plăti, indiferent de ramura sportivă, urmând ca de la această vârstă statul într-un sistem bine așezat, într-o piramidă cu vârful în sus, așa cum este căutată de mult timp și nu se prea găsește, statul va începe să investească de la acea vârstă și să-i ducă ușor-ușor către mare și înaltă performanță. Dar asta este o chestiune de durată din punctul meu de vedere, pentru că încă e de lucru la ceea ce înseamnă așezarea corect a sistemului sportiv din România, sistemul sportiv de performanță. Pe timpul demarării proiectului, antrenorii clubului sportiv vor merge în instituțiile de învățământ pentru a prezenta oferta acestei campanii. Colegii noștri vor merge câte doi în unitățile școlare, vom avea un calendar desfășurat pe parcursul unei luni de zile, vor sta de vorbă cu directorii școlilor, fără să perturbăm activitatea școlară. Vom sta de vorbă cu profesorii de educație fizică și efectiv vom intra și la câteva ore de educație fizică și nu numai, 5-10 minuțele, să prezentăm pe scurt ce înseamnă campania asta și să le dăm aceste flyere pe care și dumneavoastră le aveți pe masă copiilor, să meargă cu ele acasă, să stea de vorbă cu părinții, pentru că să știți că Târgoviștea și județul Dâmbovița sunt bazine de selecție foarte importante. De-a lungul timpului, județul nostru și municipiul Târgoviștea a dat sportivi de mare performanță cam în toate ramurile sportive. Și atunci, de ce să nu-i căutăm noi? Pentru că dacă pe vremuri populația școlară era mult mai mare, mai însemnată, astăzi e în scădere și trebuie să mergem noi către ei. Aceasta este ideea pe care am plecat.